orașul Ștefan Vodă, SRL Golnic Prim. Gestionăm 2050 hectare de teren arabil. Acum 2 ani am decis să trecem la tehnologia de no-till din cauza seciștii, lipsii precipitațiilor care le-am avut ultimii ani. Cu această problemă ne-a ajutat Vitaltehu. Am apelat la ei, fiindcă eram în căutare unei semănători bune. Ei ne-au prezentat-o, ne-au făcut o vizită în România, unde am văzut-o la fermier și am fost foarte mulțumit de ceea ce am văzut. Și am decis că noi trebuie să avem această semănătoare în gospodărie. Este Horizon DSX6025. La moment deja avem semănate în jur de 1100 de hectare cu această semănătoare. Suntem mulțumiți la maxim. Suntem foarte mulțumiți și din punctul de vedere că în această toamnă noi am avut precipitații mai multe și semănătoarea ne-a permis să intrăm a doua zi după ploaie și a făcut un lucru calitativ, ceea ce celelalte semănători nu au putut să facă. Iar o lățime de 6 metri și ne permite să semănăm în jur de 80 de hectare pe zi, iar dacă lucrăm 24 de ore în jur la 100 de hectare, foarte ușor. Avem o răsărire foarte uniformă a culturii. Deja am semănat cultura de rapiță la o distanță de 25 cm între rânduri și la 50 cm între rânduri. Și pe viitor plănuim să încercăm semănat culturi de floarea soarelui, tot la o distanță de 50 cm. Și desigur tot cu semănătoarea Horizon. Este o semănătoare de culturi cerealiere. Putem semăna rapiță, grâu, mazări, orz și alte culturi cerealiere. Una din cele mai importante lucruri din această semănătoare este, desigur, că secția este individuală, este cu presiune hidraulică pe fiecare secție aparte, cu cea mai mare presiune, poate fi 350 de kg pe secție. Absolut toate sunt independente. Chiar și această roată de tasare este independentă față de secția de bază. Aici reglăm adâncimea de lucru a semănătoare, însăși a secțiunii, care este cu nimijlocit lângă roata de adâncime, este nimijlocit lângă discul de semănat. Avem o secție pe monodisc. Adâncimea de semănat este de la 1 cm până la 10 cm. Avantajul principal acestei semănători este că fiecare secție copie individual relieful, nefiind în concordanță cu alte secții. La fel și roata de tasat este independentă față de secții. Pe roata de tasat se pune presiunea de tasare de la 6 kg până la 96 de kg, câte 1 kg reglare din cabina tractorului. Cu acest semănător putem semăna de la 0,2 kg până la maximal cât putem 300, 400, 500, 600 de kg. Asta ne permite aceste două dozatoare care sunt la partea de jos a buncărului. Este o semănătoare modernă care poate fi adaptată pentru semănatul diferențiat în dependență dacă câmpul are cartografierea solului, care poate fi tractată de un tractor foarte mic la lățimea de lucru de 6 metri, poate fi tractat de tractorul de 200 de cai puteri. Suntem gata pentru o colaborare pe viitor cu agricultorii pentru a-l demonstra în câmp eficiența acestor semănători și suntem gata pentru consultanță și suport în caz că fermierii au nevoie de aceasta.